Dragilor, am revenit cu live-urile. Se pare că live-urile o să fie astăzi așa pe repede înainte și bineînțeles încă un prieten foarte bun al grupului BIM Brașovu, da? O avem pe doamna director general Agricin, doamna Eleonora Ion, alături de noi. Uite la topul firmelor, ediția 27 a Camerei de Comerț și Industrie Săruna și bine ați venit, uite, la platoul nostru așa repede de eveniment. Bine v-am găsit, bine v-am revăzut, v-am regăsit, e un eveniment foarte frumos și venim pe drag la el. Cum a fost anul 2020 pentru dumneavoastră și pentru firma dumneavoastră? 2020 va fi un an de referință, asta este foarte clar. A fost pentru companie o provocare foarte mare să ne adaptăm situației, să găsim soluții cu oamenii, să fim în cu legislația. Și pe de altă parte, reinventarea business-ului a fost așa o chestiune pe buzele noastre tuturor. Cum să facem mai bine, optimizăm și asta a fost 2020 pentru noi. Foarte, foarte multă inovație în ceea ce privește piatra naturală. Piatra naturală, bineînțeles, la Agricin, domnilor și domnilor, să mergeți la showroom-ul lor pentru că este excepțional și, bineînțeles, veți vedea că aveți acolo niște profesioniști desăvârșiți și nu veți regreta. N-am văzut niciodată un showroom la fel în Brașov și cred că și în țară, dacă pot să mă gândesc. În Europa de Sud-Est este cel mai mare. Ei, uite, în Europa de Sud-Est, n-am știut să zic, dar e bine că sunteți dumneavoastră și ne-ați precizat acest lucru. 2021, ce oportunități și ce se întâmplă? Ce se prevede așa? 2021 va fi continuarea activității noastre de a proteja oamenii, de a ne proteja cât se poate de mult, de a evita orice fel de incidente din punct de vedere al ce înseamnă COVID la momentul acesta și se pare că lucrurile nu merg mai de trebuie. În schimb, sunt proiecte noi, sunt proiecte mărețe care sunt în derulare și se lucrează la ele. Și în egală măsură, 2021 va însemna o extindere a activității noastre și pe alte arii de activitate. Ne puteți spune? Sau nu dăm din casă? Deocamdată nu vom, da, vom merge cu un anunț oficial în curând. Foarte bine, dragilor, să urmăriți, bineînțeles, grupul BIM Brașov. Agricin este unul din partenerii noștri, inclusiv Maror Imobiliare. La celălalt live am avut-o alături de noi pe doamna director Cristina. Și, bineînțeles, o ultimă întrebare așa. De ce iubim Brașov chiar dacă nu sunteți brașoveancă? Acum mai dăm din casă așa. De ce iubim Brașovul? Pentru că în Brașov am fost așa primită cu brațele deschise, cu foarte multă căldură și, într-adevăr, în iubim Brașovul m-am regăsit. Deși sunt de puțini ani aici, am reușit să mă simt ca acasă după foarte multă interacțiune și după foarte puțin timp a trecut împreună. Mulțumim foarte mult, doamna director general la Agricin și, bineînțeles, nu uitați să mergeți la showroom și să vedeți ce lucruri fantastice fac. Doamnelor și domnilor, revenim în curând cu live-uri.